Salut, copii! Citim astăzi altă poveste. Dar înainte de a începe să vă prezint povestea, vreau să vă întreb, știți să numărați până la 10? Știți sau nu? Dacă nu, ia să vedem ce tactică de învățăminte are Ieduțul și cum a învățat Ieduțul să numere până la 10 și pe cine a numărat. Este povestea Ieduțului care știa să numere până la 10. Este o poveste scrisă de un scriitor străin. Se numește Alf Preysen. Iată Ieduțul nostru, personajul principal din această poveste. Haideți să vedem ce e cu el, ce a pățit și ce s-a întâmplat. Trăia pe lume un ieduț. Ia atâta de mititel, care știa să numere până la 10. Și cum zburda el odată, se pomeni pe malul unui iaz și-și văzut chipul în oglinda apii. Știți, când te uiți în apă, îți vezi chipul ca în oglindă. Ieduțul nostru rămase cam pironit. Se privi de lung și în cele din urmă zise: unu! Îl auzi un vițeluș care ciupea în preajmă niște firi de iarbă. Ce faci acolo? Întrebă vițelușul. Stau și număr, răspunse ieduțul. Vrei să te număr și pe tine? N-ai decât. Numai să nu doară, zise vițelușul. Iată. Acesta, sprinten, că ieduții cum sunt, sprinten. Face. Nu, nu doare, nu doare nici atâtica. Dar să-mi stai cu minte, altfel nu te pot număra. Of, nu știu, mor de frică și mă tem că nici mămica nu să mă lase. Încă-i mă vițelușul trăgându-se așa într-o parte. Ieduțul însă fie lângă el și dintr-o sărătură îi zise: uite, eu sunt unul și tu ești doi. Unul, doi, mie! Mamă, mamă, scânce vițelușul, cât pe ce să izbucnească în plâns. Vaca, fuga a venit la fuguța cu talanca la gât să vadă ce s-a întâmplat cu vițelușul de plânge. Mu, mu, ce zbire așa, ce te-a apucat? Păi dacă ieduțul mă numără. Se plânge, plânse vițelușul. Cum adică te numără? Mugi vaca, mânioasă și supărată. Eu știu să număr până la 10, zise ieduțul. Poftim, ascultați. Unu, sunt eu. Doi, vițelușul. Trei, văcuța. Unu, doi, trei. Vai, mamă, uite, te-a numărat și pe tine. Se pomeni să plângă vițelușul mai departe. Vaca se făcu foc. Se supărase pe cât de mult putuse. A, îți bați joc de noi. Stai că-ți arăt eu ție. Hai după el, fuga. Vițelușul mamei să-l prindem în coarne, să-l învârtim odată. Și vaca se năpusti cu vițelușul asupra bietului ieduț. Speriat micuțul de moarte, o sări și o zbughi la fugă prin pajiște, cu vaca și vițelușul după el. Tot așa fuga, undeva în apropiere, se plimba și taurul. Acesta scurma pământul cu coarnele și a zvârlea smocuri din iarbă după cap. Zări vițelușul și vaca ce fugeau, ieduțul și le ieși în întâmpinare iute. Ce v-ați luat după găgălicea asta, beacă de coadă? Mugi taurul. Păi dacă ne numără, strigă vițelușul. Dar îl prindem noi, se-ndârșim, vaca. Cum adică vă numără? Zise taurul. Foarte simplu. Unu, sunt eu. Doi, vițelușul. Trei, văcuța. Patru, taurul. Unu, doi, trei, patru, zise ieduțul. Vai, acum te-a numărat și pe tine, scânci vițelușul. Lasă că mi-o
mi-o plătește. El pentru asta munci furios taurul și fugă tot alaiul după Ieduț să-l prindă. Ieduțul înainte, vițelușul, văcuța și taurul după el. După o fugă bună, ieșiră cu toții la drumul mare și se repeziră de-a lungul lui, vânturând praful de sub copite. Văzuse un cal. Un cal păștea întihnă prin iarba de la marginea drumului. Auzind un tropot de copite și văzând alaiul ce venea, ridicând pământul în sus, învăluit într-un nor de praf, strigă de departe: "Hi-ha-ha! Unde fugiți așa?" "După Ieduț," pufni vaca plină de năduf, că el ne numără." "Și nici nu întreabă măcar," strigă taurul. "Cum adică vă numără?" întrebă carul, luându-se după ei. "Foarte simplu," zice Ieduțul. "Unu, sunt eu. Doi, vițelușul. Trei, văcuța. Patru, taurul. Cinci, calul. 1, 2, 3, 4, 5. "Vai, gata!" strigă vițelușul. "Te-a numărat și pe tine." "Ah, obraznicule, ei, apoi lasă-i să vezi tu." Necheză calul și porni și el după Ieduț să-l prindă. "Hai cu tot alaiul după micuțul Ieduț." Într-un țarc, ce se nimerise chiar lângă drum, dormea un porc mare și gras. Tropăitul copitelor îl trezi cam din somn. Nu se dumerise ce se întâmplă în jur oare. "Groh, groh, groh, unde v-ați pornit așa cu zorul?" Îi scoate porcul și, arzând de nerăbdare, să afle cum stau lucrurile. Sparse cu râtul gardul de nuiele și împrejmuiră țarcul și o luă la fugă și el după ei. "Fugărim, Ieduțul," îi lămuri văcuța, abia mai răsuflând din puterile care le mai avea. Că el ne numără," smărcăi vițelușul. "Și nici guș, nici nu întreabă," spuse taurul. "Dar îi venim noi de ha," spuse calul. "Cum adică, groc, groc, vă numără?" întrebă porcul, ținându-se cu greu în urma alaiului. "Foarte simplu," strigă Ieduțul. "1, sunt eu. 2, este văcuța. 3, este taurul. 4, este calul. 5, este porcul. 1, 2, 3, 4, 5. La care vițelușul: "Vai, gata, te numărat și pe tine, porcelușule." "Las că-i arăt eu," guiță porcul zise. Îi scot toți gărgăunii din cap. Veneau acum cu toții alai, fără să se uite pe unde carcă. Cât pe ce să dea într-o apă, lângă mal stătea priponit o corăbioară, cu pânze, pe punte cu un cocoș, un dulău, un berbec și un motan. Cocoșul era capitanul corăbioarei. Dulăul era cârmaciul, berbecul era ucenic de marinar și motanul era bucătar. "Opriți, opriți, opriți," strigă cocoșul, văzând tăvălugul animalelor ce venea iute spre corabie. Dar era prea târziu. Ieduțul sări din avan drept pe punte. După el tăbărâră și pe ceilalți. Corăbioara se cutremură și se desprinse de mal și, luată de curent, nimerit tocmai unde era apa mai adâncă. Ce spaimă a tras cocoșul! "Cucurigu, cucurigu, ajutor!" strigă el cât îl ținea gura. "Ne scufundăm!" Toată lumea dărdăia de frică. Cocoșul mai strigă o dată din răsputeri. "Eu," zise Ieduțul, "eu." "Atunci numără-ne la iuțeală pe toți. Corăbioara noastră poate să ia doar 10 pasageri," zise cocoșul.
știe să numere până la 10. Ieduțul nostru ce-a zis? Eu! Fuga! Hai, fuga! Numără-ne strigară cu toții! Și ieduțul se apucă de numărat. 1. Sunt eu! 2. Vițelușul! 3. Văcuța! 4. Taurul! 5. Calul! 6. Porcul! 7. Motanul! 8. Duleul! 9. Berbecul! 10. Cocoșul! Trăiască ieduțul! Ura! Strigară cu toți într-un glas tare! Apoi corăbioara porniră lin la vale, trecând peste curentul primejdios de apă. Și iată așa, dragi copii, ieduțul mic, știind, care știa să numere până la 10, i-a salvat pe toți și s-au pornit într-o călătorie frumoasă cu corăbioara pe râu. Ce au văzut, ce au descoperit, rămâne să vă gândiți și să povestiți mamei și tatei cam ce credeți că au văzut aceste frumoase animale. Dar vouă ce vă rămâne? În special celor care încă nu știți a număra. Să învățați a număra și să știți că unde-i unul, nu-i putere. Unde-s mulți, puterea crește și frumos înflorește. În cazul nostru, un ieduț i-a unit pe toți și i-a împrietenit. Atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare cu o poveste mai interesantă.